Exact, am auzit un scandal pe scară, am deschis ușa, cineva mi-a cerut un pahar de apă să-i dau. M-am dus la ghiuvetă, am umplut paharul, în timpul acesta mi-a dat un pumn pe la spate. M-am întors la el, a vrut să dea și a doua oară, m-am ferit. L-am împins afară, eu am ieșit, o ieșit și el, s-a întors înapoi, a luat un borcan și mi l-a dat în cap. După care am fugit la un vecin și am sunat la 112. Când m-am întors, după ce a venit echipajele, m-am întors în casă, televizor era stricat, mânerul de la ușe. Era un dezastru. Și clanța de la ușă e ruptă. Nu știu cu ce au dat, că era scule cum am terminat de zugrăvit, să ia să fac curat. Era un om de treabă, un om de... te ajutai cu el. Ce să spun, nu mă așteptam din partea lui la așa ceva. Dați seama, eu când am auzit azi dimineață, că numai azi dimineață am auzit de care a fost toată povestea, să știți că am rămas surprins, surprins că el era de ajutor la toată lumea, dădea o mână de ajutor când avea cineva ceva stricat în casă sau ceva de genul, era prezent, era omul bun la toate, ca să spun așa mai...